Bună seara, dragi oameni frumoși! Numele meu este Petrică Remus Andarac și mă bucur că din nou mă aflu în fața dumneavoastră și suntem la o nouă ediție a emisiunii Viață de Artist. Au trecut și sărbătorile, la mine au trecut foarte bine, sper că și la dumneavoastră la fel, cu bucurie, cu pace, cu liniște. Și după cum bine știți, mie îmi place să spun că cuvintele mele sunt sărăcăcioase atunci când trebuie să prezint un invitat care este aici, în platoul Iași TV Live. Așa că cel mai bine un artist, un om, se cunoaște prin ceea ce vorbește, prin ceea ce prezintă și aici, în cadrul emisiunii, prin ceea ce cântă. Bună seara și bine ați venit, maestre Ștefan Deaconița. Ce faceți? Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Vin cu mare drag când sunt invitat la o televiziune, că avem mai mult timp să povestim despre cântecul, povestea cântecului, cum îmi place mie să spun, povestea cântecului meu, cum a început, cum am plecat de la locul de baștină de tânăr, am plecat la București, acolo am intrat la Școala Populară de Artă, am făcut un an de zile acolo, pe care căutam folclor, căutam să cânt, cântam acolo. Eu când am început, cântam din repertoriul Ion Dălănescu, că mi se potrivea și l-am divinizat. Și pe ani de zile m-am dus la baștină ca să merg să culeg folclor, cum se făcea înainte. Acum e mai simplu, cu compozitori, cu dirijori, dar atunci trebuia, când te prezentai la un festival, trebuia să fii din satul tău cu repertoriul. Chiar îmi doresc să dezvoltăm și acest subiect, dar ne întoarcem puțin la copilul Ștefan Deaconița. Când da. Eram flăcău la tata. Da, când cum era să flăcău la tata? E o melodie mai recentă, din 2014, dar mi-am adunat trăirile mele de atunci și am creat această melodie și am înregistrat-o cu maestru Nicolae Botgros, orchestrația Răzvan Mitoceanu, dar vreau să ajungem la anii copilăriei și la cu cântecul care am plecat eu la București, la Radio București. Din ce sat veniți, maestre? Cristești, Moldovei. Este o zonă de interferență. De fiecare dată îmi place să spun în buletin toată lumea, scria raionul Fălticeni, județul Suceava. Deci eu vin mai din nord. Dar după regionalizare s-a trecut la județul Iași. Dar repertoriul meu, cam de zona aia, Drăgușeni, Tătăruș, bineînțeles și din Cristești, dar trăind aici la Iași, am repertoriu și din zona Iașului, bineînțeles. Câți frați aveți? Of, Doamne, uite, nu este nimic întâmplător în această perioadă. Acum câțiva ani a fost omorât fratele meu în fața casei. Am fost patru frați, doi băieți și două fete. Eu am fost mezin, am fost cel mai răsfățat. Dar mi-am luat viața în piept, cum spunem, mi-am luat viața în piept de la 16 ani. Am plecat din Cristești la București, am trăit foarte mulți ani, am făcut școală acolo. Am căutat să intru la Școala Populară de Artă, unde am făcut numai un an de zile, după care m-am retras în Iași. Oh, și o poveste acolo era, pe vremea aceea, festivalul Floare din Grădină. N-aveam repertoriu. De unde să am eu repertoriu? Dacă eram tânăr și nu știam cum stau lucrurile, dar trebuia să te prezinți cu baladă, cu cântec de vitejie, cu cântec de drag, dar să fie... Ei te verificau din ce zonă vii. Nu că dacă trăiești în Iași, cânti zona Iașului. Trebuia să vii cu cânticul de la din baștină, sat, de la din mama, satul respectiv. De la bunici. Chiar și la Festivalul Cântare României am trecut. Așa de controversat a fost acest festival. Dar trebuia să te prezinți cu cântecul din satul tău. Și era minunat. Noi căutam, eram colegi cu Maria Bogdan, cu Matilda Pască, cu Jucărița, cu ansamblu Firicel, unde am început eu să cânt prima dată când m-am reîntors de la București. Și căutam să avem repertoriul din satul respectiv. Mai țineți minte primul cântec pe care l-ați cântat în satul dumneavoastră, din Cristești? Am plecat, Remus, la... Când erați mititel. La registrare, la Radio București. Când cântam de repertoriul lui Irina Loghi, Ghiocea din Deal Adus, sau Sofia Vicovianca,
ce auzeam la difuzor la acea vreme. Ne mai țineți minte? Da. Ivocele din deal adus, măi, ivocele din deal adus, măi, toate cu mândră le-am pus, măi, toate cu mândră le-am pus, măi. Cântam la școală, de acum eram renumit în sat acolo, la acea vreme, cum să spun, erau niște concursuri între comune. Moțca, Herești, Timișești, Tătăruș, erau niște concursuri și atunci am fost un timid toată viața. Mergeam, ieșeam, mă scotea profesoara în fața scenei, în fața publicului și niște trăiri extraordinare. Acum când mi le amintesc, îmi place că am posibilitatea ca să le transmit și celor care ne ascultă. Cum timid dumneavoastră? Am fost timid toată viața. Toată viața când mă chema înainte la interviuri, la radio, când nu se vedea bilețelul, îmi scriam bilețelul de acasă și mai trăgeam cu ochiul când redactorul de radio mă întreba. Cum să spun, am plecat cu cântecul din sat, satul meu frumos din vale, sunt plăcut de la Cristești, cântec de vitejie de acolo din Tătăruș, din Bucovina Mică, cum spune acum, acolo nu spune cușoară, deci am orcătorul. Am peste 150. Nu mai era de București. Cu Orchestra Radio București am înregistrat 35 de melodii. Cu Orchestra Radio. Acolo când mergeai, și aici e o poveste. Mă rog, după ce am venit la Iași, am adunat folclor cu ajutorul maestru George Sârbu. M-a luat de mână și m-am dus. Cu melodiile le duceai atunci pe o casetă. Înregistrai pe casetă și le duceai pentru comisie. Așteptai 2 ani de zile ca să înregistrezi. Trebuia verificate și textul și am și acum texte care pus ștampila, cum se spune, de redactor de specialitate de la acea vreme, Gruia Stoia și Jenny Florea. Dar mergând cu maestru George Sârbu nu aveau curajul să umble la text. Nu curajul, adică știa cine este maestru George Sârbu și atunci cum spuneam, Marius, după 2 ani de zile am primit răspuns pentru 7 înregistrări, după care au urmat și altele. Am prins curaj, mergeam la maestru Sârbu, pe casete, cântam, mergeam la el, mă pregăteam. Era foarte greu, având și serviciu și casă, maestru Sârbu la acea vreme trăia în Bacău, făceam naveta, mergeam cu caseta, dumnealui cu acordeonul, cântam împreună, veneam cu caseta acasă ca să ascult, ca să pot merge la registrare. Acolo, când ajungeai, aveam o săptămână, Remus, de spațiu. Ștefan de acolo, o săptămână de spațiu în Radio București. Făceam cruce acolo, zic, Doamne, eu. Acolo intrai direct cu orchestra. S-a prideam becul roșu, începeai și, bineînțeles, te uitai pe text. Scăpam textul jos. Vă dădeau voie cu textele? Da. Unii povestesc că nu dădeau voie. Nu. Adică trebuia să te uiți pe text. N-aveai cum de emoții ca să... Bine, care știau și la multe melodii care știam textul, atunci îl țineam de formă. Zic, dacă, Doamne ferește, acolo aveai spațiu. Ori treceai pragul, ori nu. Adică îmi refer la registrare. Și... cum spunea maestru George, Fani, ce faci? Eu, de emoții, scăpam textul jos. Când s-a prideat becul roșu, că orchestra, pac, dădea play și atunci trebuia să cânți. Facem o mică paranteză pentru că mulți artiști care au fost invitați aici în platoul Iași TV Live la Viața de Artist au amintit despre maestru George Sârbu. Mulți oameni de acasă nu-l cunosc. Așa că vă rog pe dumneavoastră, mica paranteză, să spuneți câteva cuvinte despre cine a fost maestru George Sârbu. Și după ne reîntoarcem la activitatea Da, maestru George Sârbu a fost dirijorul care a dus pe culmile cele mai înalte ansamblu folcloric, Ciprian Porumbescu. El a mai făcut niște pași la Ciocârlie, la București, la Orchestra Radio, dar s-a reîntors tot la Bașină. Un folclorist, am acasă, Remus, atâtea
culegeri, atâtea cărți culese de domnia sa din toate zonele, are și din Basarabia melodii culese, are din toată Moldova și toată Bucovina. Este, cred că, cel mai mare folclorist din România. Folclorist, dirijor, aranjor, toate le găseai la el. Domnia s-a făcut înregistrări și cu Irina Loghin și cu mulți artiști din Munteneș, din Valeria Peter Pedescu, din Bistere în Săut, deci cu mulți artiști. Am avut un spectacol aniversar la 50 de ani, 5 ore de spectacol, am cântat cu Rapsozii Botoșanilor. E o poveste. Dumnezeu să-L odihnească. Dumnezeu să-L odihnească. A fost un mare artist, va rămâne un mare artist, da, în vecii vecilor, și el a murit anul trecut? Da, în trecut. Anul trecut, da. Dumnezeu să-L odihnească. Acum ne întoarcem la ale noastre. Trebuie să ne amintim tot timpul și de cei trecuți către cele veșnice. Da. Și mă bucur că dumneavoastră, artiști mari, sunteți exemple pentru noi, vlăstarele folclorului. Știi? Să ne aducem aminte și noi la rândul nostru de oamenii care ne-au ajutat în drumul, da, nostru acesta frumos a folclorului. Fără dirijor, noi nu suntem nimica. E primele, când m-am retras la... Am avut dirijor pe maestru Marinica Botea, profesor Marinica Botea și profesorul Ion Scripcaru la Ansamblul Folclorului Fericelu și la Doina Carpațului de la Casa de Cultura Studenților. Deci, le mulțumesc. Dar, tot la maestru Sârbu, dumnealui m-a luat de mână și m-a dus la Radio București cu melodiile. Mergeam mari sunt gara, am coborât și cu soția mea și cu... Ți-am spus, eram... Aveam oameni care fără ei nu puteam să plec la drum. Așa eram de timid. Și când am mers acolo și am... Maestru George m-a prezentat. Deci ei mi-au luat materialul. Dar cu toate astea, au durat mărintor 2 ani de zile ca să pentru aprobare. Toate sunt hărăzite și cu binecuvântarea lui Dumnezeu, da, și mai știe Dumnezeu cel mai bine. Remus, de ce vine, să zic Marius? Trebuie, da, să-mi dați, că s-a terminat cu postul Crăciunului, cu sărbătorile, bine Paștele, să-mi dați un miel. Remus, fără credință și fără ajutorul Dumnezeu nu putea, eu, din punctul meu de vedere, cât am trăit în București, Remus, mergeam la Biserica Sfânta Paraschiv, Sfânta Vineri și mă rugam, stăteam în gazdă pe Țărâncuța numărul 4, așa, acolo aveam apropiere, era mănăstirea Antip. Mergeam și ajutam Marius în genunchi, spălam pe jos în mănăstire și îmi dădeau măicuțele provizie pentru o săptămână, orez, zahăr, ulei. Și duceam și la gazda și eram atât de bucuros. Câți ani ați trăit în București? Acolo am studiat? Am studiat și acolo și am trăit și armata am făcut acolo și după armată m-am reîntors înapoi. Că acolo, eu dacă m-aș întoarce, acum tot în București aș pleca, adică ori în satul meu natal, bineînțeles. Am stat foarte mulți ani, am prins o experiență de viață, de cântec, am avut colegi de cântec, colegi la Școala Populară de Arte, la aceea școală cu Mitriță Crețu, cu Gheorghe Gheorghe, cu Anișoara Vlaicu, care au făcut carieră. Am fost atât de mulți și îmi pare rău că erau colegi cu niște voci atât de bune din zona Munteniei și pe lângă ei. Zona Moldova era altceva, da, cu colegii împreună. Maestre, ce înseamnă pentru un artist 150 de cântece? A spus că aveți peste 150 de cântece. Este o avere mare? Este o avere mare și îmi pare rău, Remus, că nu le-am promovat suficient. Având și serviciu, eram mulțumit. Am avut spectacol la Radio București și de acolo m-a preluat doamna Niculina Merceanu, că dumneavoastră e și solistă și realizator de emisiuni, era în TVR. Și când m-a văzut ce repertoriu am, zice că să mă caut după acest spectacol. M-a luat mare și am început în TVR filmările și înregistrările, după care peste ani m-a luat doamna Mărioara Mărărescu, după aia Florentina Satună. Deci am avut oameni și mă întorc la promovare. Nu m-am promovat suficient din cauza că aveam serviciu. Ce ați lucrat? Am lucrat la combinatul de fibre sintetice ca în laborator, ca operator chimist. Aveam și program redus, că eram artiști, cântam la Ansamblul Fericelu. Așa, aici o poveste, că am mers toată Europa cu ei și în Siberia mai nou am mers de 4 ori. Am fost în Siberia? Da, am fost în Siberia, de 4 ori am fost. Și mă reîntorc la ansamblu, după care am colaborat cu
cum spuneam de la început, cu doamna Carpaților. Deci am avut posibilități, dar cu serviciu era foarte greu ca să mergi și la locul de baștină să cauți repertorul, ca să ai și serviciu greu. Dar acum stau și mă întreb cât am luptat, ca să folosesc cuvântul ăsta, am luptat, adică nu puteai să te prezinți la un mare premiu la festivalul Steaua Dunării, am luat locul întâi pe țară, eram în concurs cu Miteță Crestu și mulți soliști din toate zonele și era în jurul doamna Angela Moldovan, Constantin Arvinte, oameni grei din Radio București, doamna Teodora Popescu. Am cântat atunci cu orchestra Delta Dunării, cum se spune acum, și la repetiție, bă, moldoveanul ăsta o să câștige. M-am dus cu cântecele mele, cu balada Mare Foc în Jos la Ieșu. Cum era atât, era o scenă acolo la Galasca, acolo se susținea festivalul, urcai, Remus, de lângă scenă, pe niște scări și ajungeai în fața orchestrei. Ce marketing ca să, când ajungi în fața orchestrei, să-ți mai treacă din emoții. Nici musca în sală. Și mi-a dat tonul și am cântat și pitoloaca cea de vară, un cântec de joc și am luat locul întâi. Îmi pare rău că n-am venit cu... Am zis că când merg cu undeva să iau placheta, eu este o plachetă foarte interesantă, cum era placheta de la Floare din Grădină și o țin la loc de cinste. Eu să vă mai invit și cu siguranță atunci veniți cu tot arsenală, o parte. Mai țineți minte balada? Foaie verde mășieș, mare foc în jos la Ieș, da măr pe deal și măr pe șes, șapte fișori de răzăș, cinci călări și doi pe jos, întreabă târgu frumos, vin din sate să s-a înscrie, auzând de bătălie. Da plânge-mă, mamă, cu dor, că ți-am fost de ajutor, ți-am scos boi din ocol, pe boghean și pe bujor, pe boghean și pe bujor. Este o trăire extraordinară de pe timpul războiului. Și la urmă, că războiul nu-i o clacă cât se duc tăți să întoarcă, dar neamul nostru-i viță tare, steajar pui, steajar rasare, steajar pui, steajar rasare. Este o baladă extraordinară și, na, unde mergeam, câștigam toate premiile cu colegii. E care... dumneavoastră sau e culeasă din... Este a mea culeasă din zona asta, de la Târgu Frumos, de la un bătrân și m-am dus la maestru Sârbu. Și așa aici e o poveste. Cum spuneam, spațiul ăsta de la Radio București trebuia să te duci în ziua respectivă. Al doilea spațiu care l-am avut... orchestra radio mi l-a dat ca dirijor pe maestru Paraschiv Oprea, un mare dirijor și ăla. Partiturile erau la maestru Sârbu. Domnia sa s-a îmbolnăvit, n-a putut să vină. Tremuram tot pe rad, zic, ce mă fac? M-a luat la pian, pe loc mi-a orchestrat, am cântat acolo, hai moldoveni, tu să nu vii cu din astea. Ce emoții, zic, maestre, sunt aprobate, trebuie să le înregistrez. Și treburând acolo le-am înregistrat cu glasul de atunci. După care, după ani de zile, le-am reînregistrat cu maestru George Sâmbru și orchestra Rapsos Botoșanul. Deci eu fiecare cântec are o poveste. Păi eu cred că e ceva normal, dar vom vorbi și despre poveștile cântecelor și despre tot ceea ce înseamnă Ștefan Diaconița. Luăm o scurtă pauză și revenim cât de repede putem, pentru că mai avem multe, multe și frumoase de povestit cu maestrul Ștefan Diaconița. Păcat că e scurtă emisiunea. Vedem noi ce facem pe viitor ca să fie și mai lungă și să-l avem mai des în platou pe maestrul Ștefan Diaconița. Ne reîntoarcem imediat după o scurtă publicitate. Viață de artist.